bun găsit la emisiunea Vocile Iașiului. Sunt foarte utile discuțiile despre comunicare, despre modul în care interrelaționăm toți, despre modul în care citim știrile, despre modul în care vorbim, fie că suntem o instituție, fie că suntem persoană fizică. Discutăm astăzi despre acest subiect împreună cu profesorul Ilie Fârte de la Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, mai spun tot, de la Departamentul de Științe ale Comunicării și Relații Publice, și împreună cu profesorul Antonio Mămoc de la Universitatea din București. Mulțumesc pentru invitație. Bine ați venit la emisiune. Această emisiune este de asemenea cauzată și de conferința internațională, prima ediție pe care o organizați la Iași, domnule profesor, Comunicarea în Acțiune. Este o plăcere că am ajuns în ziua începerii acestui eveniment la care am muncit de câteva luni de zile. Așteptăm și roadele, avem și un crainic al acestor roade, colegul Antonio Mămoc de la Universitatea București, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării. Dânsul va fi unul dintre keynote speakerii din sesiunea plenară. Avem și alți participanți importanți din Polonia, Belgia, Franța, Republica Moldova, evident și din alte centre universitare, profesori, cercetători, doctoranți, mai ales doctoranți, ne place să îi integrăm în activitățile noastre, să ne arătăm reciproc roadele muncii noastre de cercetare, să ne validăm reciproc acolo unde este cazul. Iar noi cei din media să tragem cu ochiul acolo, să vedem care și sunt mai rezultatele mult, și mai mult, aveți mai mult soc decât noi, aveți și camere de luat vederi, puteți surprinde în detaliu anumite lucruri. Ne bucură sprijinul dumneavoastră al presei ieșene, încercăm să creăm și noi valoare adăugată cu mijloacele pe care le avem. Sporim cunoașterea validă în domeniul științelor comunicării, sau încercăm să facem asta. Eu aș vrea să mulțumesc domnului Fârte pentru faptul că m-a invitat în calitate de keynote speaker, de vorbitor în sesiunea plenară în această conferință. Vreau să-l felicit de pe acum pentru efort, pentru ceea ce înseamnă o conferință internațională, pentru că nu e ușor lucru pentru România, pentru bugetul care se alocă în general unei universități de stat, pentru resursele puține pe care le ai și de timp și de bani la dispoziție, să facă ceea ce face. Adică e până la urmă o întreprindere anevoioasă, este evident utilă, necesară, dar ea presupune foarte, foarte multă bunăvoință, tenacitate și voluntariat, de fapt, ceea ce fac profesorii, ceea ce fac studenții, ceea ce fac toți cei implicați acolo, este muncă de voluntariat. Din această perspectivă este o muncă civică, este o muncă de implicare într-o activitate care este una științifică, urmarea unor rezultate de cercetare științifică, și este foarte bine că există deschidere, interes din partea presei și că lucrările conferinței, discuțiile de acolo au ecou și în presă și în felul acesta ajung și la publicul larg, care nu este neapărat direct prezent acolo decât prin intermediul dumneavoastră. Și cu ocazia asta vă mulțumesc și dumneavoastră. Și satisfacții pentru cei care prezintă rezultatele cercetării, așa cum spuneați, da, domnule profesor. Prima, sau la început, este această conferință despre new media, fake news, populism, lucruri interconectate de altfel. Da, e vorba despre digital media, de tot ceea ce înseamnă noile tehnologii, de tot ceea ce înseamnă internet și cum internetul, noile tehnologii au disrupt, să spunem așa, comunicarea în ansamblu și mai ales comunicarea politică. Adică ce aduc nou internetul, ce aduc nou telefoanele mobile, rețelele de socializare. Rețelele de socializare, mai ales tot ceea ce înseamnă social networks, în relația dintre cetățeni, în relația între cetățeni și oamenii politici, în relația între ONG-uri, mișcări civice și mișcări de protest, cum se mobilizează, cum sunt demobilizați oameni care vor să se exprime într-un spațiu public care este astăzi în mare măsură un spațiu pe internet. Despre asta va fi vorba și, evident, cu ce dezavantaje vine el, care internetul poate să însemne
așa cum ați menționat, fake news, poate să însemne știri false. Teoria conspirației, mituri, dezinformare, propagandă, război hibrid, lucruri unde societăți în tranziție, societăți care abia cunosc democrația, sunt destul de vulnerabile. Iar cazul românesc este exact acesta. O societate care abia învață democrația. O să spuneți, bun, avem 30 de ani de democrație, nu e suficient? Nu. O societate democratică și despre care putem spune că încă învață democrația, dar are oarece tradiția democrației, este Marea Britanie, care cunoaște democrația de câteva sute de ani și atunci când vine democrație, democrația este ca terenul englez, că noi ne plângem că nu avem iarbă pe stadioane. Terenul englez este așa cum arată pentru că de sute de ani se joacă fotbalul ăla și de sute de ani se tunde iarba aceea. De asta la noi ne jucăm mai rece. Da, și vremea contează. Adăugat, și vremea contează și vremuri sub care ne aflăm. Exact. Vă rog. Progresele întotdeauna sunt foarte lente. Avem nevoie de decenii, de secole pentru a ridica nivelul democrației liberale, însă regresul se face foarte rapid, de multe ori printr-o prăbușire brutală. Se spune deseori despre Imperiul Roman că secole de-a rândul s-a prăbușit încetul cu încetul, iar după aceea dintr-o dată, la sfârșit dintr-o dată. Deci întotdeauna trebuie să vedem achizițiile culturii și civilizației euroatlantice ca fiind extrem de fragile în ciuda rezultatelor excepționale pe care le pot afișa uneori. Întotdeauna regresul spectaculos în rău este aproape, iar noile tehnologii de comunicare ne aduc, cum bine spunea Nassim Nicholas Taleb, în Extremistan, acolo unde distrugerile creatoare sunt foarte brutale. Peste noapte se pot schimba complet datele problemei din punct de vedere economic, social, noi, cultural. Noi vedem democrația și, în general, generația tânără din care pot permite că fac și eu parte, să afirm. Vedem democrația ca pe un dat. Adică ne-am născut în ea, bine, eu s-am născut un pic înainte de 90, dar mulți dintre prieteni, dintre studenți, dintre colegi sunt născuți după. Ei s-au născut în democrație și au impresia că democrația e ceva ce nu se poate pierde niciodată. Ori la democrație s-a ajuns foarte greu dacă discutăm cazul românesc. De fapt, în istorie puteți să-mi spuneți când a avut România democrație și când România a fost mai democratică decât este astăzi? Foarte complicat să afirmăm că perioada interbelică n-ar fi fost una tulbure din perspectiva aceasta a regimului democratic. Deci niște vremuri bune ale democrației în România, dar cu riscuri foarte mari ca ea să fie pierdută. Pentru că ceea ce nu înțelegem noi este că la democrație s-a ajuns greu. A fost nevoie ca oamenii să moară. Adică în 89 au murit 1000 de oameni pentru ca un regim odios să plece. S-a ajuns greu acolo cu 10 de ani de dictatură, dar se poate pierde foarte, foarte ușor printr-un regim sau venirea la putere a cuiva care poate să fie extremist, care poate să fie populist, care poate să fie demagog, autoritarist. Și avem atâtea exemple în regiune și în lume. Sau prin aptitudini precare de comunicare între cetățeni, între instituții și cetățeni, și dacă este să ne uităm în acest fel, putem să afirmăm aproape că și comunicarea e o luptă. O, da. Este un termen cheie la care trebuie să revenim mereu. Eu trebuie să-mi fac mea culpa. Multă vreme am crezut că inclusiv realitatea socială este guvernată de legi obiective, de legi ale universului care dau fiecăruia ceea ce îi se cuvine. Foarte târziu am înțeles că echilibru social favorabil majorității populației se obține prin, în urma acțiunii unor voințe militante. Adică noi vom avea democrație liberală în măsura în care va exista o masă critică de cetățeni care vor face un efort de cunoaștere și de voință, merg împreună acestea două, pentru a menține, consolida democrația liberală. Dar mi se pare important ceea ce ați subliniat, că rolul comunicării publice și rolul discursului politic, în general populiștii, în general extremiștii, sunt foarte buni vorbitori în public și în general buni comunicatori. Hitler era un asemenea exemplu de individ despre care se spune că ar fi electrizat masele. Vorbea Mussolini, pe radio, care la data respectivă era un mijloc de comunicare nou.
radioul era un fel de new media al acelor vremuri. Nu exista radio. Atunci apăruse anii 20-30. El a știut să folosească un instrument prin care să atingă masele. Era new media vremurilor sale, era radio. A știut să instaleze cu Goebbels acele megafoane în toate piețele, intersecțiile, spațiile publice unde știa că sunt oameni. A știut să doteze familiile cu radiouri. Le-a dat aproape gratis germanilor radiouri, tocmai pentru a percuta, pentru a ajunge, pentru a transmite mesajul cu forță. Deci am binat, pe de-o parte, oratoria, arta aceasta de a vorbi într-un mod elocvent, elocința, alte cuvinte, cu o serie de mituri cu care germanii rezonau, cu o serie de povești în care germanii credeau, cu rasa superioară și așa mai departe, care plăceau auzului, care erau la rândul lor revanșarde, apropo de discuție pe care o aveam noi un pic mai devreme pentru o Germanie care pierduse primul război mondial și care dădea acest sentiment de mândrie, recrea semnul de mândrie națională. Și pe toate astea, pe un mijloc de comunicare nou care era radioul. Da, iată, populiștii, extremiștii sunt foarte buni comunicatori și de multe ori, dacă pierd alegeri sau dacă pierd suport, dacă pierd sprijin, oamenii politici, să spunem, moderat sau de bună calitate, este pentru că nu știu să vorbească oamenilor, că nu știu să vorbească pe înțelesul lor, că folosim nu ajung la noile tehnologii de comunicare. Nu trebuie să uităm că imediat după apariția tiparului au urmat câteva secole de războaie religioase în Europa, adică mai întâi a fost semănată confuzia, discordia prin intermediul tiparului, după aceea s-a ajuns la un punct de echilibru, a pomenit profesorul Momoc despre radio, despre televiziune, după aceea care la fel au avut efecte disruptive în societate, în organizarea politică a societății și uite acum avem internetul care trebuie să ne mobil, așteptăm, telefonul mobil. Trebuie să ne așteptăm să aibă cel puțin efecte la fel de puternice, de revoluționare ca celelalte tehnologii. De aceea trebuie să fim prezenți în primul rând noi, cei care avem o responsabilitate față de public, să fim prezenți în acest mediu virtual, să folosim în mod eficient aceste instrumente, să fim acolo și să avem aceste voințe militante bazate pe cunoaștere, da, care se promoveze aceste valori. Fiindcă altminteri vin acești profeți care oferă pseudo-soluții foarte simple. Noi deseori ne pierdem depănând povești, încercând să explicăm cât mai bine intrând problema, uitând că poporul care simte anxietate întotdeauna la aceste momente de ruptură, așteaptă mai curând soluții simple. Și nu trebuie lăsați acești demagogi să ofere, să impună propriilor lor soluții care sunt pseudo-soluții. Da, pentru că noi ofere un răspuns. Chiar și dumneavoastră, jurnaliștii, și noi, oamenii din zona academică, noi suntem percepuți de public într-un fel sau altul ca o elită. Iar publicul se simte dezamăgit de elite. Simte că elitele, fie că sunt politicieni, fie că sunt jurnaliști, fie că sunt oameni din bănci, din zona, să spunem, multinaționalelor și mai departe, elitele în general au dezamăgit. Dacă. Și mai mult, dacă vine un populist și spune, de fapt, elitele sunt corupte, oamenii ăștia vorbesc, de fapt, aici se văd la televizor, dar ei vorbesc după un text scris. Dumneavoastră aveți un text scris, noi avem un text scris, cu alte cuvinte, cineva din spate ne manipulează, alții vorbesc, de fapt, pentru noi, cu alte cuvinte, ne-am îndepărtat de popor. Ăsta este, de fapt, mesajul populiștilor. Populiștii asta spun foarte simplu, nu mai avem nevoie de acești intermediari, nu mai avem nevoie de academicieni să interpreteze textele, nu mai avem nevoie de preoți să interpreteze textul biblic. Nu avem nevoie de jurnaliști să ne spună cum stau realitatea. Voi direct aveți la dispoziție telefonul mobil, puteți să faceți frumos o poză, puteți să comunicați direct pe Facebook adevărul, puteți să spuneți adevărul așa cum îl vedeți voi. Adevărul de fapt este ceea ce vrei tu să fie adevărat, spun populiști. Simplificând lucrurile, deși e cât se poate de complicat, există aceste diferențe între modurile în care privesc specialiștii, oamenii, comunicarea. Este mediul este cel care face comunicarea, adică telefonul, radio și așa mai departe. Evident. Sau sunt alții care spun modul în care comunicăm sau ceea ce comunicăm nu s-a schimbat. Este la fel. Nu contează că vorbim prin intermediul telefonului sau prin intermediul radioului. Bun. Conținuturile trebuie să aibă o substanță
independentă de specificul mijlocului de comunicare. Însă, pe de altă parte, conținuturile trebuie adaptate acestor conținuturi de comunicare. De exemplu, a trecut vremea livrării unor cărți voluminoase de 5-600 de pagini, cum se scria la sfârșitul secolului XIX, adică nu mai există receptivitate pentru un asemenea instrument de cunoaștere. Nu că atunci ar fi fost unul foarte de masă, pentru că și atunci se scria pentru puțini și acum tot pentru puțini se scriu cărțile. Corect. Adică ceea ce face diferența este că aceste instrumente sunt ușor de folosit, sunt user-friendly, sunt ușor de folosit de către oricine și atunci, evident, are de toate domnul profesor, textul trebuie să fie scurt și da, comunicarea este afectată, pentru că dacă una este să transmit în cuvinte și folosind alfabetul de latin ceea ce vreau să transmit și altceva este să transmit emoticoane. Prin emoticon dumneavoastră înțelegeți și altceva decât ce am vrut eu să transmit. Ori noi comunicăm pe internet și cu emoticoane și fiecare înțelege prin emoticonul ăla ce vrea el. Da. Mi-a plăcut o metaforă. Noi, cei care acționăm în spațiul public, în numele interesului public de cunoaștere, de diseminare a informației, suntem simplificatori, mari simplificatori de informație. Sarcina noastră este extraordinară. Avem un mediu suprasaturat de informație. Un individ mediu este copleșit. Sunt copleșiți de alminteri și profesorii. Și jurnaliștii. Informații, da. Deci noi, profesori universitari, care dorim să cercetăm într-un anumit domeniu, ne trezim cu zeci de mii de articole foarte serioase pe, la o simplă căutare. Pe un subiect. Exact. Ei, și dacă noi facem... Și întreb cine e relevant de acolo. Da. Bun. Și dacă noi avem această problemă de selecție a textelor relevante, imaginați-vă ce se întâmplă la nivelul omului obișnuit, care milenii n-a avut acces la atâta informație cum are în zilele noastre. Asta uităm. Deseori deplângem acest gap, această disproporție între elită și mase. Și spune, a, uite, el nu înțelege nimic. Oricum, cel mai ignorant cetățean din zilele noastre este oricum mai educat, mai informat, mai cultivat decât ignorantul din secolele trecute și are asta mult mai mult acces la informație, mult mai mult suport. Internetul este până una alta ca și telefonul mobil, chiar smart, destul de accesibil. Adică, până la urmă, dacă nu vrei să-ți iei chiar ultimul tip de telefon de la Apple, nu știu dacă am voie să zic pe post această firmă, evident că nu e atât de scump să-ți iei un Android, ca să dau un exemplu și din partea cealaltă, nu? E simplu și atunci acum avem toți la dispoziție aceste mijloace de informare și știrile, și dumneavoastră faceți televiziune, comunicați foarte mult în online, adică oamenii văd în primul rând pe telefon o știre și de acolo probabil că vor lua și mulți dintre ei, poate cea mulți conținut în legătură cu această emisiune. Probabil că vor vedea selecții sau întreaga emisiune mai degrabă pe internet, pe laptop, pe zona de social media. Tabletă, exact. Uh-huh. Și se fac optimizări pentru site-uri și pentru aceste tipuri de suport. Să mai avem o responsabilitate, noi comunicatorii publici, dacă putem spune așa, publicul cere de la noi autenticitate și relevanță. Deseori am întrebat pe studenți care este principala calitate a mesajelor pe care le preiau de pe internet, sunt acești influențatori, influencers. Autenticitatea. Le displace ceea ce pare să fie artificial, biasat, părtinitor, interesat. Nu, trebuie să fii autentic. Trebuie să îți expui, speak your mind. Trebuie să îți exprim autentic punctul de vedere și să fie relevant pentru ei, nu pentru tine, pentru cariera ta. Aceasta este, de aceea populiștii, revenind la tema în care este specializat profesorul Momot. Și sunt foarte convinși, foarte... Deci, dacă ei sunt convinși, sunt și convingători. Exact. De cineva care nu e convins de ceea dacă ce spune, sunt convinși, nu dau impresie de autenticitate. Și de cel puțin în mediul academic, noi avem o tară, dacă putem spune așa, scepticismul. Adică, fiind obligați să cercetăm critic sub semnul întrebării, punctele de vedere... Și asta ne face mai puțin populari și simpatici. Adică, părem măcinați de îndoieli și, într-adevăr, deseori... Mai multe întrebări decât răspunsuri, e adevărat. În acest vorbea despre oceanul de informații, inundațiile, foarte multe informații. Se vorbește de asemenea și despre citizen journalism. Și
în această situație intervine automat problema selecției despre care vorbeați atunci când avem de a face cu foarte multă informație, care este relevantă. În acest punct, un sociolog francez, Dominique Volton, spunea că de aceea sunt atât de importanți jurnaliști în această perioadă. Da, pentru că ei au... Au grilele necesare. Citizen journalism înseamnă, de fapt, jurnalist cetățenesc. Asta înseamnă că orice cetățean cu un telefon mobil, cum ziceam mai devreme, cu orice instrument, poate să fie jurnalist. Până la un punct este adevărat, adică dacă jurnalismul înseamnă pur și simplu să faci o fotografie și să anunți ceva, e corect. Dar jurnalismul înseamnă mult mai mult decât atâta. Tocmai asta au făcut noile tehnologii și internetul și smartphone-ul, au disrupt, de fapt, întregi redacții. Practic, în clipa în care am avut internetul, a dispărut presa tipărită. Una dintre presele cele mai afectate a fost presa tipărită. În România, exact. Câte ziare mai sunt și cu ce tiraj? Toate s-au mutat în online. În online nu mai ai același număr de jurnaliști și nici același număr de gatekeepers. Gatekeepers sunt păzitorii de porți. Ce înseamnă ăștia? Ăștia sunt cei care stabilesc ce se publică și ce nu. Ce este pe prima pagină și ce nu. Ce apare acolo și ce nu apare. Editorii, exact. În general, redactorii, șefi și așa mai departe. Sunt din ce mai puțin. Redacțiile au devenit din ce în ce mai mici, iar jurnalismul, așa zis online, să-i spunem așa, nu folosește, să spunem, reporteri pe care să-i trimită pe teren să facă investigație. Se face cercetarea din redacție, direct de pe Facebook, pui două întrebări și așa mai departe. Sau, și mai grav, e fenomenul de journalism, de a copia, de fapt jurnalismul copy-paste, de a copia ceea ce este pe o agenție sau undeva în străinătate și a prelua rapid. Și în contextul ăsta apare jurnalismul cetățenesc, în care toți oamenii pot să spună absolut orice, așa cum văd ei, fără să aibă, apropo de afirmația lui Volton, fără să aibă în primul rând un spirit al responsabilității în legătură cu ceea ce se publică. Pentru că asta face diferența între jurnalismul tradițional, care este direct afectat și disrupt, și jurnalistul civic. Jurnalistul civic poate să scrie și oricând, absolut orice, fără să-și asume o prea mare responsabilitate în legătură cu ceea ce face acolo. În vreme ce jurnalistul care are o pregătire într-o școală de jurnalist sau într-o redacție de presă, că ăsta era și rolul gatekeeperilor, să se asigure că ceea ce se publică este verificat din mai multe surse, că ceea ce se publică este cât de cât obiectiv în legătură cu faptul care este relatat, că informațiile respective pot fi verificate, că nu sunt părtinitoare, că sunt mai multe părți, cel puțin implicate în legătură cu o poveste care este spusă acolo. Că este, până la urmă, de interes public ceea ce se publică în ziarul scris sau, în cazul nostru, în ziarul online. Ori toate lucrurile acestea nu mai există în cazul jurnalismului așa numit civic sau citizen journalism, jurnalismul cetățenesc. Nu există, pentru că pentru jurnalistul, așa zis, cetățean, nu sunt atât de importante toate aceste, să spunem, trăsături ale jurnalismului profesionist care este predat în școlile de jurnalism. Foarte bine. Da, într-adevăr, această deresponsabilizare, abdicare de la simțul responsabilității al instituțiilor de presă este teribil, de frapant. În care alunecă, din păcate, și presa care se duce în online pe această goană pentru clickbait, pe această goană pentru vizualizări, ajung și ei să abdice de la aceste principii, pentru că intră în competiție directă cu citizen journalism și cu bloggeri și cu alții care pot să scrie absolut orice și au milioane de vizualizări. Pentru că jurnaliștii la rândul lor trec la senzațional, trec la journalist, trec la ceea ce vinde. Și atunci nivelul cade foarte mult. Dar nici nu fac față acestei presiuni din partea publicului. Înainte, în presa tradițională, dădeai la rotativă numărul din ziar și până a doua zi nu mai aveai treabă, ai intrat în online, păi trebuie să actualizezi permanent conținutul. Există această pretenție specifică mediului și atunci, nemai putând alimenta cu conținut aceste outlet-uri media, apelez la colaboratori. Și e un fel de uberizare
a presei. Exact despre asta este vorba și a spus foarte bine, umpli cu conținut, pentru că Facebook, de fapt, ce este? Este o platformă corect. Care nu produce conținut. Noi producem conținut. Uber ce este? O firmă de taximetrie care nu are propriile sale taximetre, nu? Airbnb ce este? O platformă online în care te înscrii pur și simplu pentru a-ți pune la dispoziție casa, fără niciun fel de hotel, dar îți oferă cazare. Și așa mai departe. Asta înseamnă, de fapt, disruption-ul, zruperea la nivelul comunicării. Aceste platforme care pur și simplu pun la dispoziție doar cadru și userii sunt cei care vin să umple, de fapt, acel business și care fac acel business pentru cei care au creat acele platforme. Bun, și se mizează foarte mult în acest mediu care seamănă cu o junglă pe capacitatea sistemului, vorba vine, că nu prea e articulat ca sistem, de a se auto-organiza. Însă se întâmplă uneori și această auto-organizare parțială, există un sistem imunitar parțial, cel puțin pe anumite sectoare, însă n-ar trebui să contăm permanent pe asta. Nu știu, aici cred că dumneavoastră ați putea răspunde mai bine dacă s-ar putea autoregla sistemul mass media mutat în virtual. Nu cred. Vă rog foarte pe scurt. Da, nu cred decât într-o revanșă a mediei tradiționale. Cred că media tradițională practic va subzista indiferent de tipul de platformă sau de cadru, de mediu în care se va exprima și ea va subzista doar în măsura în care avem jurnaliști profesioniști și responsabili. E nevoie în același timp de, așa cum e nevoie de optimizarea unui site pentru a fi văzut de un telefon mobil, e optimizarea, nevoie de optimizarea medii clasice la noile tehnologii. Asta din punct de vedere al formei suntem cu totul de acord, că presa și jurnaliștii trebuie să adapteze la noile tehnologii, dar asta nu înseamnă că trebuie să meargă pe fenta noilor tehnologii și să simplifice la maxim, să uite de partea aceea de conținut sau de responsabilitate în legătură cu conținutul difuzat. Mulțumesc foarte mult, Ilie Fârte, mulțumesc foarte mult, Antonio Mamuc, pentru acest dialog. Astăzi, mâine și sâmbătă, conferința internațională la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, comunicarea în acțiune de la teorie la practică și înapoi. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arond@digi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine de la 17:30. Acum vă urez o seară cât mai bună!